Mulțumim foarte mult pentru participare, pentru intensitatea discuțiilor și pentru plăcerea pe care sper că ați avut-o urmărind conferințele invitaților de astăzi, care s-au dobit foarte efective, a zice chiar suculente. O să am aparte cu domnul doctor, care să-i recomand o carte în privat despre Eros și Agape, diferența dintre ceea ce numim noi dragoste, pentru că noi încurcăm foarte mult genul. Mai ales în teologii vorbesc, există Eros și Agape și atunci distingem ce este dragostea lui Dumnezeu pentru noi, că nu este un Eros. Bineînțeles. Și atunci s-au clarificat și lucrurile astea cumva. Dar sigur că noi îi spunem dragoste și iubire, la modul general. Cu o iubire o iubim pe soția noastră și cu o altă iubire trebuie să iubim pe Hristos. Sau copilul nostru. Da. Sau pe șef. Iată un punct de vedere. Mai ales pe șef. Aveți dreptate.